Bun găsit, dragi prieteni! Sunt Remus Gușă și mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră în această minunată zi. Mai avem puțin, dragii mei prieteni, câteva zile, 7-8 zile și ieșim din această tristă situație în care ne aflăm și putem să circulăm din nou, să simțim din nou libertatea de plină. Am deosebită plăcere, dragii mei prieteni, să am invitat astăzi un distins domn care a fost vicepreședinte al Consiliului Județean Giurgiu, de asemenea consilier în Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, un om care a reprezentat și reprezintă ceva pentru politica municipiului și județului Giurgiu. Este un tip nonconformist, un om care spune lucruri pe nume, nu se ascunde după deget și la fel dumnealui ca și mine, ne-am creat multe antipatii. Dar asta este viața, trebuie să spunem lucruri pe nume, pentru că nu se poate să fim toți ghiocei. Am plăcerea să îl salut pe domnul Ionel Dinu. Vă salut și eu, domnul Remus, salut și telespectatorii dumneavoastră, îl salut și pe Ianis, omul dumneavoastră de bază și omul care... Un băiat de nota 10. De fiecare dată poate să facă legătura între dumneavoastră și cetățenii municipiului Giurgiu. Sigur. Sperăm împreună să avem o emisiune plăcută și să intre într-adevăr la sufletul giurgiuvenilor. Și giurgiuvenii au nevoie de momente frumoase. Absolut, sunt convins de asta, sunt convins. Vă rog frumos, domnule Dinu, să ne spuneți ce mai face omul Ionel Dinu din punct de vedere familial, profesional și politic. Domnul Remus, din punct de vedere familial, nu-mi fac niciun fel de problemă. Există sustenabilitatea și acum există majoritatea familiilor din România. Mă bucur eu că am familia pe care o am și sper ca și în continuare, cu bunăvoința lui Dumnezeu, să fim sănătoși și să putem... Să ducem ce vedea Dumnezeu. Exact. Din punct de vedere profesional, deocamdată nu activez absolut nicăieri. Într-adevăr, profesia mea de bază este... Sunt profesor de istorie-filozofie, dar deocamdată nu profesez, fiindcă sunt implicat în politică și sper că odată cu ieșirea din această criză pe care am traversat-o la nivel mondial cu toții, lucrurile să ia pe un traseu normal. Și să așeze exact cum era înainte. Exact. Era o viață frumoasă, o viață liniștită. Dar oamenii să mai și interfereze și din punct de vedere, numai din punct de vedere material și spiritual. Poate că a fost un punct de cotitură în existența noastră și poate am învățat ceva din ceea ce ni s-a întâmplat. Perfectă dreptate. Sunt convins de asta. Atât că s-a lăsat cu multe repercursiuni din punct de vedere economic, nu ne va fi ușor, însă viața este o încercare. Este un dar de Dumnezeu pe care fiecare trebuie să înțelegem ce este bun din exact. Cele la Dumnezeu. Da, din punct de vedere politic, vă rog frumos să ne dați mai multe detalii. Îmi pare bine că sunt la postul dumneavoastră de televiziune. Vă mulțumim. Am să vă fac o dezvăluire în direct. Vă rog. Voi fi candidat în Comuna Bucșan la funcția de primar. Nu făceam acest ceva lucru. Ceva super. Nu chiar făceam acest lucru, dar o fac din principiu. De ce? Fiindcă comuna acum câteva zile... Este comuna dumneavoastră natală. Da, unde m-am născut eu. Sigur. Comuna a rămas fără primar, nu mai de ce să... Da, Dumnezeu să-l odihnească, a plecat cele venice, domnul Pătrășescu. L-am cunoscut personal. Dumnezeu să-l ierte și să fie în preajma Sfântului Dumnezeu. Familiei îi transmit condoleanțe prin intermediul televiziunii dumneavoastră și toți cetățenilor din Comuna Bucșan. E o provocare. Fiindcă nu voiam să candidez dacă domnul Pătrășescu nu murea săracul. Da, fiindcă dânsul era o persoană sustenabilă din toate punctele de vedere și din punct de vedere profesional. Dacă nu mă înșel, cel mai vechi primar din județul Giurgiu. Da, nu știu câte mandate. Unul dintre, cred că sunt doi. Da. Mai e cineva, cred că la Crevedia Mare mai este doamna primar, care și ea are... E la 5-lea mandat. Da, unde e vivă. Un om care a fost director școlii de la Bucșan. Deci a dat credibilitate... O familie frumoasă, intelectuală. Da, familie frumoasă. Dar cu personal. Frumoasă, soția dânsului chiar mai... Se vizca pe oameni că se răcește, domnul Dinu.
soția dânsului chiar mi-a fost profesoară de fizică, da, și da. Chimie. Dânsul mi-a fost director la școală. Un om de mare de valoare. Valoare și cu o anvergură la nivel local, dar și la nivel județean, să știți. Omul a avut ușile deschise peste tot, datorită personalității pe care o avea. N-a încercat să etapeze, să iasă în evidență cu nimic și a avut treaba lui. Un lucru care m-a surprins în Comuna Bucșana a fost faptul că în momentul când domnul Pătrășescu era pe patul, pe ultimul pat, da, pe patul de suferință. Da, nu, de suferință, chiar era mort. Da. I s-au adus, evident, i s-au întâmplat anumite ceremonii la primărie, au fost depuse lumânări, candele, flori din partea cetățenilor care, într-adevăr, l-au iubit și iubesc în continuare, rămâne în memorie ani și ani de zile și generații de generații. Adică a fost și profesor și a fost și un educator foarte bun. Numai că echipa adversă a domnului Dan Pasat nu a făcut altceva decât să calce în picioare aceste simboluri creștine care se aduceau în cinstea domnului Pătrășescu. Da, da. Lucrurile sunt destul de delicate în momentul de față la Crevedia, fiindcă este pus un domn la Bucșan, un domn viceprimar, un om cu... Nelu, sau cum îi spune? Marian, sau nu știu? A jucat și fotbal, este cumva de echipă la... E un om deosebit, fac un apel la dânsul, să se îndepărteze în momentul actului administrativ de domnul Dan Pasat. Am înțeles, nu știu sigur, da, că l-ar fi numit consilier personal, lucru care nu este bine, în primul rând, pentru el și nu este bine pentru comună. Și aș face un apel la autoritățile județene, fie chiar și prefectura, da, să intervină. Dacă s-a întâmplat... Eu vă spun, domnul Dinu, ca să închem subiectul, din punctul meu de vedere, este o știre extrem de importantă. Eu, așa cum vă cunosc pe dumneavoastră... O să termin cu acest lucru și mai fac un apel, fiindcă omul conștient dumneavoastră, din punct de vedere moral, el are în spate o anumită chestie pe care a făcut-o în trecut, în perioada când era deputat, a fost condamnat și n-aș vrea ca Comuna Bucșan să se asocieze cu o persoană de genul domnului Dan Pasat. Fiindcă domnul Dan Pasat nu e nici din Bucșan și nici cinste nu face acestei comuni. Și nici cinste nu face cel care a fost înainte primar cu o bază intelectuală desăvârșită. Și aș face un apel și la serviciile române secrete să monitorizeze Comuna Bucșan din punctul de vedere, mă refer la primărie. Da. Fiindcă eu am încredere în actualul viceprimar și în consilierii de acolo, majoritatea consilierilor, dar nu am încredere în el. Fiindcă el nu face altceva decât să îndrepte lucrurile pe un făgaș imoral. Da. Da, da, da. Atât am vrut și să știe toată lumea că vreau să candez la Bucșan. Eu vă spun cinstit, domnule. Cred că nu vreau să las cu mâna pe mâna lui Dan Pasat. Eu sunt convins că așa cum vă cunosc pe dumneavoastră... Se născut în Bucșan. Deci, copilul pământului de acasă, de deci. Școala în Bucșan, da. Soacra mea a fost directoarea școlii din Bucșan, socrul meu a fost șeful de formă, da, în Comuna Bucșan, rudele soției de acolo, jumătate din rudele mele, poate paterne, sunt din Bucșan și vreau împreună cu locuitorii Comunei Bucșan să nu lăsăm Comuna pe mâna lui Dan Pasat. Fiindcă Dan Pasat, din punct de vedere moral, este la pământ. Da, o să aveți dumneavoastră grijă în campanie să scoateți în evidență toate aceste lucruri. Evident. Însă, în ceea ce văd eu, nu știu cine ar putea să vă bată pe dumneavoastră pentru primăria Bucșan. Sunt un tip cunoscut de tot județul, un tip care v-ați plecat asupra părurilor. Nu vă ascund dumneavoastră, domnul Remus, că și dumneavoastră, ca și sportiv, ca și mine, în Comuna Bucșan suntem născuți 4 fotbaliști care au jucat în Divizia Națională. Costelie Zanfil, de la Steaua. Capodopele. Stelică Badea, care a jucat la clubul FC Argeș, da, și ani de zile. Da. Mariana Avram, care a jucat la Rapid, și eu, Ionel Dinu, care a jucat la clubul Dinamo Victoria, Oțelul Galați, Gloria Bistrița. Liga 1-a. Și vreau să vă spun un singur lucru, că am vorbit, fiindcă provocarea a venit din partea lor, da, și vor fi puși pe listele de consilieri locali în Comuna Bucșan. E ceva extraordinar, pe cuvântul meu, domnule. Deci eu plec la bătălie. Cu o echipă puternică. Domnul Mântescu va fi pe lista mea de consilieri, care este profesor și n-a descoperit, da, pe toți care am jucat, da, fotbal în Divizia, da, 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 Națională. Deci va fi... Din punct de vedere intelectual, toți sunt la un nivel
de la mediul în sus, fiindcă și-au terminat atât liceele cât și au și studii superioare, și încercăm cu directorul, fostul profesor de istorie și geografie, Șerban Cristache, să-l prind pe lista mea și echipa actuală care este în comună în momentul de față. Mai este domnul Mănescu, mai sunt și alții, domnul Dervaru, care sunt oameni care pot veni lângă mine să nu lăsăm comuna pe mâna acestui individ nocin. Da. Și plus de asta mai vorbim de notorietatea celor menționate de dumneavoastră. Și sunt multe de spus, sunt multe de spus. Da. Domnul Pasa să-și plătească datorile atât la primăria din Bucșan, cele 400 de milioane care are taxele și impozitul de plătit, să plătească datoria la comuna Ogrezeni, să-și plătească datoria la Apele Române de 7 miliarde care are contract cu Balta. Avem de lucru în campanie. Și multe, și multe alte lucruri. Da. Deci este un tip imoral, un tip care nu merită să facă simbioză cu oamenii din comuna Bucșan. Da. Eu v-am spus, domnule Dinu, din punctul meu de vedere, așa cum vă cunosc pe dumneavoastră, nu văd, indiferent cine ar veni să candideze pentru primăria Bucșan, nu are șansă. Gândiți-vă la faptul, domnul Remus, că eu cobor de la nivel de vicepreședinte al Consiliului Județean, am condus județul. Sigur că da, absolut. Cobor la un nivel de comună, pentru a nu lăsa comuna atât doar. Da. Fiindcă dacă domnul Pătrășescu nu murea, cu certitudine eu, Ionel Dinu, nu aveam curajul moral să cantez împotriva acelui... Puteați o face de mulți ani, dar l-am respectat și nu ați făcut. Evident. Exact. Aveați notorie. Dar știam că comuna e pe mâini bune. Exact. Da. Dragii mei, giurgiuveni, tot ceea ce spune domnul Dinu, își asumă tot ceea ce spune, să nu faceți pe mine vorba de partipiuri. Nu, la mine în emisiune și la Ianis, oricine vine are dreptul să spună absolut orice. Pentru că noi vin numai oameni așezați, oameni bine documentați, oameni care prezintă ceva pentru comunul, pentru județul și municipiul județul Giurgiu și ca atare au discernământul și de a spune și analiza tot ceea ce spun. Să nu credeți că am vorbit ceva dinainte, vă dau cuvântul meu de onoare. Când am vorbit cu domnul Dinu, vedeți că să vorbim, nu? Domnul Remus, nu vreau să vorbim nimic, eu vreau să îmi puneți întrebări direct, inopinat în emisiune. Și mai fac un apel la liderul de la Padurata, domnul Mănescu, care are influență și foarte bine cunoscut în comuna Ușan, satul Vadulat, să se debaraseze, atât dânsul cât și ceilalți consilieri locali, să debaraseze, să respecte atât ideile cât și principiile acestui nociv, Dan Pasat, care în momentul de față a ocupat abuziv primăria comunei Bucșan. Da. Eu sunt convins că va fi o campanie grea în Bucșan, pentru că nici domnul Dan Pasat nu se va lăsa, însă sunt convins că, așa cum vă știu pe dumneavoastră, veți scoate în evidență toate derapajele. Deci voi câștiga. Da. Sunt convins. Deci eu voi câștiga. Sunt ferm convins. Dacă oamenii din Bucșan încearcă să ducă voturile către un om cu un trecut destul de nociv, cum este al domnului Pasat, atunci lucrurile merg mult mai departe și eu cred că din acel moment România nu mai are nicio direcție. E, nu, eu sunt convins că dumneavoastră fie... Domnul Dan Pasat nu este din Bucșan, mi-ați spus. Nu are nicio direcție. Acolo deci, eu sunt din București. Da. Are o afacere pe la Cobaia, da. Comuna Ogrezeni. În Bucșan vine doar pe interes imobiliar. Deci practic tot ce faceți dumneavoastră, da, echipa dumneavoastră sunt numai copii ai satului. Da. Deci atunci despre ce vorbim? Însuflete pe interese imobiliare în comuna Bucșan, pentru a lua izlazul, este în... Da. Domnul Pasa, dacă vreodată aveți ceva de comentat, vă acceptăm cu mare drag în emisiunea Giurgiu înainte. Fără ce vreau de problemă. Dacă tu l-ați provocat pe domnul Dan Pasat, poate facem un... Fiindcă și eu am fost la nivel de vicepreședinte, dânsul a fost deputat, dar un deputat cu probleme. Dom'le, comuna te să bate doi oameni în acea comună de la nivel central. Perfect. Înseamnă că politica în România... Ei, dacă ceva deranjează, să vină aproape în emisiune, că e normal să-i dăm dreptul la replică oricând. Dacă dorește dumneavoastră, poate intra și în direct cu noi. Deci nu e problemă. Noi suntem deschiși la orice dialog, fără probleme. Iată, foarte mult giurgiuveni... L-aștept într-o confruntare la dumneavoastră în studio pe domnul... Cu mare drag. Iată, Violin Ștefan ne urează o zi bună. Valeria Nicolae, bună ziua și succes, vă mulțumim, distinsă doamnă. Nico Bălțatu, poeta și doamna profesora noastră, bună ziua, sărut mâinile. Monica Luminița, bună ziua și mult succes, vă mulțumim mult de tot. Iată, dragii mei, prieteni mulți, Andrei Budurică deja... Ne întreabă ce părere aveți de viitor municipiul Giurgiu, pentru amândoi. Puțin mai târziu în emisiune o să citim și mesajul tău, dragul nostru Andrei.
Cristian Mincă, bună dimineața, vă salut din Germania și vă doresc un weekend plăcut. Mulțumim mult de tot, Cristian, ne mulțumim, mă bucur mult de tot că ești aproape de noi, un giurgiovean de-al nostru, un giurgiovean așezat, care ne mulțumesc mult. Sorin Ciulcan din Bordeaux, tot giurgiovean de-al nostru, te salut Remus. Ștefan Anton, felicitări pentru emisiune. Iată, dragii mei, giurgiovean, vă mulțumesc mult de tot pentru faptul că sunteți aproape de noi. Vă așteptăm și cu mesaje. Iată, Viorel Ștefan, viitorul Giurgiu sună bine. Observ că din ce în ce mai mulți oameni vor să readucă Giurgiu pe linia județelor moderne. E un mesaj extraordinar de bun. Mulțumim, domnule Ștefan. Pentru că, din păcate, Giurgiu se află cam la coada ierarhiei ca să amintui județelor. Să discutăm, domnule Remus, și de situația asta, fiindcă da. Eu, într-o anumită perioadă, chiar m-am ocupat de o statistică la nivel național. Și am descoperit, prin intermediul oamenilor din domeniu, că Giurgiu, pe indicele de dezvoltare umană, este la jumătate față de cum este Timișoara, cum este Clujul, cum este Oradea sau cum este Aradul. Da. E un oraș care nu a prosperat chiar așa de mult. Chiar și județul. Bă, vorbim și de județ și de municipiu. S-a în aceeași situație. Da, da. Iată un mesaj pentru dumneavoastră. Roberto Rubi Ionuț. Cunosc foarte bine comuna. Cred că aveți multe șanse acolo. Vă spune... Îți mulțumesc, Robert. Da, mulțumesc. Da. Așa. Marian Dănăilă. Felicitări, domnul Dinu. Mulțumesc, domnul Dănăilă, și dumneavoastră. Și chiar vreau că vă și cunosc. Vreau să fiți în echipa mea. Să mă ajutați la Bușan. Sigur, sigur. Da. Vă rog frumos, domnule Dinu. Felicitări, domnul Dinu. Observ că în toate locațiile din județ vă doriți să vă implicați. Da, a fost vicepreședinte. Evident, a fost vicepreședinte. Cunoașteți bine județul, mai bine ca nimeni altul. Da, erau alte vremuri, domnul. Da, da. Domnul, erau vremurile atunci când Giurgiu, pe zona de învățământ și educație, eram primele 5 județe ale țării. Da, iată și nervoia simitoră noi. Am avut o cădere bruscă vis-a-vis de partea educațională și a învățământului. Sper, acum sper, ca Giurgiu să aibă un salt spectaculos cu privire la partea de învățământ. Da, da. Iată Steluța Ionescu. Succes, domnul Dinu. Felicitări pentru emisiune, domnul Gușă. Doamne ajută. Salutări din UK, din Anglia. Da. Ce frumos, mulțumesc și eu. Da. Vă rog frumos. O să vă dau o informație redită, pentru că și este caldă de câteva zile, vis-a-vis de zona liberă. Da. Fiindcă acum câteva luni de zile s-a primit din partea ISU București, da, la nivel național, s-a primit la Giurgiu. Zona liberă, de momentul de față, este blocată, nu se mai poate dezvolta absolut nimic, fiindcă este într-un grad de periculozitate maxim vis-a-vis de construcțiile care s-au făcut cu acea societate comercială care aduce GPL în zona liberă și cu o rază de 20.000 de metri pătrați se mai poate construi. Este blocată zona liberă. Știi, în premieră. Da, este blocată zona liberă. Puteți să vă și interesați, puteți să faceți adresă la ISU și o să vă dau un răspuns. Mă sigur, mă ce Eu o știre conform legii. Nu tocmai bună pentru Giurgiuveni știrea. Da. Deci fac un apel și la primarul Barbu, de urgență să dea dispoziție de analiză de... Nu de analiză, de a dărâma clădirea respectivă din zona liberă, să dea posibilitatea zonei libere să se dezvolte. Da. Iar apanajul este în apanajul dânsului ca prin o dispoziție de primar să poată să dărâme ce este acolo. Da, da. Vă rog frumos, domnul Dinu, în 3 minute, deși nu putem să sintetizăm o frumoasă carieră fotbalistică în 3 minute, însă timpul este limitat. Vă rog câte ceva despre cariera dumneavoastră de fotbalist la Liga 1 Națională. Domnul Remus, am plecat din comuna mea Bucșan, am plecat către București, am fost descoperit de cineva, am fost recomandat la unii dintre frații Nunweiler, și anume Nunweiler 3, care și ulterior m-a devenit naș, și așa a început cariera mea fotbalistică la clubul Dinamo București. Cine v-a fost naș? Nelu Nunweiler. Nelu, mamă, frații Nunweiler. Da. Nașul meu și-a murit. Un om deosebit, un om de amvergură,
și din punct de vedere sportiv, dar și din punct de vedere intelectual. Am mers către clubul Dinamo, am jucat la centru de copii și juniori o perioadă, după aia am fost transferat la clubul Voința în divizia B ca și junior în teren. M-am întors după un an de zile la clubul Dinamo Victoria București, unde am jucat până în anul 1986. Din 86 am trecut la Oțelul Galați, 86-87 la Oțelul Galați și 88. Câte jocuri la Liga 1 aveți? Nu știu, acum am 257 de jocuri la toate echipele pe care am jucat. Da. Am fost cel mai tânăr antrenor de divizia națională, nu o luați ca o aroganță și... Dar nu e realitate, o lucră realitate. Realitate, la 33 de ani am fost antrenor de divizia națională, am fost cel mai tânăr antrenor din România. Într-adevăr, sunt și al treilea portar al secolului 20 care a marcat gol după Riccardo Ducanu și Boitor de la... Din acțiune? Argiu. Nu, din acțiune, din... Lăvitor liber, da. Numai că eu am și 4 promovări din divizia B în divizia națională și acolo am 11 goluri marcate din lovitor de la 11 metri. Frumos. Dar asta e viața, eu am încheiat cariera sportivă la Gloria Bistrița. La celebrul și neuitatul și legendarul Jean Pădureanu. Am avut antrenori de elită am avut, cum ar fi Constantin Teașc, Constantin Fățilă, Mircea Dridea, Nelu Nunweiler și mulți alții antrenori foarte, foarte buni. Unii dintre ei nu mai sunt printre noi și prin intermediul dumneavoastră le transmit pe familiilor condoleanțe și să-i aibă Dumnezeu în grijă. Da. Iată și domnul Noval Marcel din Giurgiuveanda nostru din Torino. Sunt foarte mulți giurgiuveni plecați în străinătate și care urmăresc periodic emisiunea. Mi-e place foarte mult diaspora, să știți. Da. Păi acolo sunt oamenii care au acceptat să ia lupta cu viața în piept. Așa este. Să pleci de acasă nu este, dumneavoastră știți, dar s-au plecat mult timp de acasă în turnee, în cantonamente. Da? Pe când ei pleacă la greu. În emisiunea dumneavoastră, da? Să vă spun o chestie inedită, la 14 ani, la Dinamoviada de la Fenian, da. Am văzut Corea de Nord. A fost prima mea țară, da, care am luat contact cu ea, da, și am zis că dacă și Occidentul e la fel ca Corea, înseamnă că vă problemele sunt destul de urâte. Da. Dar următorul turneu a fost în Italia și evident că Occidentul... V-a schimbat ideea. Evident, Occidentul mi-a dat alte viziuni. Da, vă rog frumos, domnul Dinu, să ne spuneți din punctul nostru de vedere ce înseamnă a fi politician. Domnul Guș, ca de formație profesională, fiind istoric și cămin și filozofia, având un masterat în relații internaționale și geopolitică, pentru mine un om politic, de fapt, că politician înseamnă cu totul la ceva conform dicționar al limbii române, da, omul politic. Da. Eu îl văd ca un om pus în slujba cetățenilor, pus în sluba instituției pe care o reprezintă, un om care se pune la dispoziție prin intermediul voluntariatului și nu prin intermediul intereselor de persoane sau de grup. Da. Eu așa văd oamenii politici. Să știți că am o experiență de când fiica mea s-a căsătorit în America, un cetățean american, stă în statul New Jersey. Și evident că relațiile noastre, nu ale mele, ale gusturilor mei, sunt la un anumit nivel, destul, da, de ridicat. Da. Mă refer în viața socială, nu din punct de vedere material. Da, se înțelege că din punct de vedere social. Din punct de vedere material nu discutăm. Evident. Și acolo am descoperit un singur lucru, domnul Remus. Și am făcut comparații cu România și mi-a părut rău și chiar mă doare sufletul în continuare. Ceea ce vreau să afirm la dumneavoastră în studio. O țară precum România e o țară săracă. O țară săracă, dar nu din cauza țării și a cetățenilor. Și a oamenilor care au păstorit-o de-a lungul timpului, mă înțelegeți? Nu poate să aibă oameni bogați. O țară bogată are și oameni bogați. Clar, așa e normal. Acum am descoperit ce înseamnă să fii un om bogat în America. Asta este o țară cu 325 de milioane de locuitori, o țară cu societăți comerciale foarte mare. Mă uitam cu ginerile meu și făceam comparație între PIB-ul României de 220 de miliarde și rulajul pe care îl are numai o societate McDonald's în Statele Unite ale Americii, care e mai mare decât PIB-ul României. Clar! O societate! Despre ce vorbim? Vis-a-vis de partea asta cu șomajul tehnic.
Evident că discut cu fiica mea zi de zi la telefon, pe mediul WhatsApp-ului. Și, dom'le, președintele Americii, Donald Trump, ce-a promis, a făcut un stau acasă. Chiar dacă pare el așa mai... Da, să vedeți ce da. Se întâmplă. Deci contribuie la șomajul tehnic atât statul, din care faci parte, cât și statul federal. De exemplu, vă dau la fiică mea. Fiică mea primește săptămânal, nu lunar, $200 din partea statului New Jersey și $600 din partea statului federal. Deci, în perioada asta grea. Pe săptămână, adică $3,200 pe lună. Și stă acasă. Și în situația fiicei mele, mai sunt 30 de milioane de oameni care primesc din partea statului american. Gândiți-vă la faptul că Donald Trump, prin intermediul trezoriei americane, a alocat o sumă de 3.000 de miliarde, un PIB al României pe 40 de ani. Numai într-o situație de criză, în momentul acesta. Da. Deci 3.000 de miliarde. Da. Să revenim câteva minute, două minute, la politicienii din România. Ce părere aveți de ei? La nivel mare vorbesc. La nivel de parlament, nu vorbim la nivel local, județean. Dom'le, nu vreau să-mi dau cu părerea despre dânși, dar le transmit următorul mesaj. Să facă ceea ce trebuie să facă. Pentru această țară, pentru a ajunge, nu o țară cu mare prosperitate, o țară normală. O țară normală. Așa este bine și firesc să se întâmple într-o țară precum România, cu resurse destul de mari. Fiindcă resursele României, aici este problemă, cât și cele de deasupra, cât și cele din interiorul Pământului. Nu știu dacă este o țară în lumea asta să aibă binecuvântare dată de Dumnezeu mai mare decât avem noi românii. Exact. Tot ce vrem găsim în România. Exact. Tot. Exact. Iată că nu am fost în stare să le probabil că perioada comunistă a selectat așa natură anumite ramuri sociale care s-au implicat ulterior în politică și probabil că nu există școli da. Politice, da. Au apărut ulterior școlile politice. Au apărut, dar după Revoluție, oamenii din politici care au fost, iată, domnul Alexandru Vladu, ne urea să felicităm pentru emisiune. Vă mulțumim, domnule. Și eu salut domnul Vladu și trăiesc cu speranța că va face treabă. Da, vă rog frumos, domnule Dinu. Tot bine, să vorbim de politica locală. Ce impresie aveți de domnul Alexandru Vladu? Uite, o întrebare frumoasă m-a spus. Pe domnul Vladu îl cunosc foarte bine din perioada cât a fost viceprimar al orașului Giurgiu. Un om care a contribuit foarte mult în acea perioadă la ridicarea nivelului, din toate punctele de vedere, al municipiului Giurgiu. Fiindcă, cinstit să fiu, barbu, se ocupa cu mai puține lucruri decât se ocupau cei doi viceprimari. Da. Și mai ales că domnul Vladu răspundea și de partea de dezvoltare a orașului Giurgiu. Eu, unul personal, în acea perioadă am fost foarte, foarte, foarte mulțumit de activitatea domnului Vladu, și din punct de vedere profesional, dar și din punct de vedere moral. Da, sunt convins. Și sper să aibă... Să avem un cuvânt de spus în politica giurgiuveană. Făcând abstracție de partidele politice, că nu mă interesează. O să ajungem și la ele imediat, domnule Dinu. O să ajungem și la partidele politice. Și la partidele politice o să ajungem imediat despre conducătorii lor la nivel local și județean, pentru că trebuie să ușor să intrăm în politică, să apropie alegerile, care sper că septembrie se vor desfășura. Eu, sincer, spun, am făcut, înainte să fac pasul către Alde, am discutat, deși îl cunoșteam foarte bine pe domnul Vladu, am mai discutat cu câteva persoane. Vă dau cuvântul meu de onoare, toți cu care am discutat, numai cuvinte la modul apreciativ asupra dumnealui. Mi-a tărit ideea. Că oamenii au simțit și au văzut. Singura mea părere de rău în privința domnului Vladu este faptul că dumnealui făcea lucruri bune pentru Giurgiu, dar nu le mediatiza. Asta e singurul pe care îl reproșez. Pentru că dacă era dumneavoastră, știți că pentru 200 de voturi a pierdut postul de viceprimar la Giurgiu? Știu. Și eu avea multă plus valoare Giurgiu cu dumneavoastră viceprimar. Eu aș avea multe de spus cu privire la momentele autorilor din 2016, dar mă abțin. Da, nu e momentul acum. Poate cu altă ocazie vom... Acolo a fost o... Că nu postul ca primar,
să iei un număr candidat la primar, și mă refer la Barbu, să iei un număr de voturi, iar voturile de la Consiliul Local, prin anumite mijmașuri care au fost făcute la vremea respectivă, cu acceptul unor oameni care nu vreau să plăbe. Da, nu dăm nume. Acum o să vină vremea când dăm nume. Unii sunt pe lumea cealaltă. Da. S-a făcut așa în atunci încât s-a luat un consilier în plus de către PSD și i-a dat posibilitatea... Mie vine greu să cred. ...lui Barbu să pună și viceprimar. Și cu asta schimbăm. Dar nu vreau să fiu rotunist. Dar vine mie greu să cred că așa de bine s-a votat încât pentru 3 voturi PNL-ul n-a avut al optelea consilier local care însemna majoritatea plenul local de în consiliul local pentru 3 voturi. Eu nu cred. Da. Acolo a fost mânărie. Eu vorbesc acum ca și nu ca realizator de misiune, vorbesc ca și cetățean al municipiului Giurgiu. 3 voturi e ceva în neregulă, ca să nu mai scot în evidență faptul că PNL-ul la ora actuală o să ajungem și la imediat. Bun, ne-a trimis un giurgiuvean un mesaj. Cum vedeți dumneavoastră, de fapt amândoi, cum vedem Giurgiu după alegerile următoare, care vor avea loc în septembrie, din câte am înțeles. Cum vedeți dumneavoastră Giurgiu? Vă rog frumos. Giurgiu, în perspectivă, îl văd și în funcție de ce va ieși la alegerile locale, să știți. E foarte important. Da, da, absolut. Pentru că dacă giurgiuvenii devin oameni cu o analiză individuală, pragmatică, poate schimba multe în Giurgiu. Fiindcă, bune, giurgiuvenii trebuie să-și aleagă un giurgiuven. Eu am mai dat exemplul dumneavoastră în emisiune despre cartea lui Albert Camus, Străinul. Da, da. Bună, Străinul, cât ar fi el să zicem că vine într-o comunitate și că se atașează de comunitatea respectivă? Tu îi lăsește două chestii. Sentimentul și spiritul față de lucrurile respective. Fiindcă indiferent ce se întâmplă, tot cu gândul de unde a venit este. Deci lipsește rădăcinile, cu alte cuvinte. Exact. Da. Exact. Ceea ce poate să facă un băștinaș, niciodată nu poate face un străin. Ca să știți de la mine. Da, da. Eu sunt total de acord cu dumneavoastră, însă păstrez și o mică rezervă, totuși. Am vorbit și cu domnul director Toma Florescu în emisiune. Doamne, dacă mâine se întâmplă ceva Giurgiului, da? Și mă scuzați că v-am întrebat. Nu, nicio problemă, e o misie deschisă. Care Giurgiu, în momentul de față, Barbu trebuie să-l considere ca mama lui. Iar Barbu nu va plânge niciodată pentru acest municipiu. Și eu vă dau exemplu. Unul care nu plânge pentru mama lui trebuie condamnat. Iar el niciodată nu va plânge pentru Giurgiu. El are doar interese. În Giurgiu, ca să știți de la mine. La vremea respectivă. Eu mă opresc aici, la vremea respectivă, eu mă opresc aici, că nu vreau să spun și altele. Că am multe de spus, să știți. Poate, multe. Poate la vremea respectivă le vezi cu alea, le mă scoate în evidență. Sper de data asta să existe o coeziune, să existe o compatibilitate între toți candidații de la celelalte partide politice și să ajungă la un numitor comun ca să poată dea județ municipiul Giurgiu, un primar din Giurgiu. Cea mai mare problemă, domnul Dinu, este faptul că dacă domnul Barbu ajunge la acest nivel în orașul Giurgiu, o mare parte de vină nu au giurgiuvenii, o are Partidul Național Liberal. Pentru că nu au făcut opoziție adevărată la toate faptele celor care conduceau primăria. Eu așa văd lucrurile. Asta e cel mai important lucru. Au fost decât câțiva consilieri locali care au făcut opoziție. Vă promit, nu vreau să intru în detalii în momentul de față. Sunt multe lucruri de spus. Da. Sunt multe lucruri de spus. Da, da. Sper ca colegii mei să dea dovadă în continuare de o opoziție fermă. Colegii noastre fiind PNL-ul, da? Deocamdată, da. Iată, dragi, l-am invitat pe domnul Dinu la PNL și totuși critic. Da, eu sunt asta înseamnă spirit liber. Sunt membru PNL și vă spun, nu vă ascund de ce sunt membru PNL și... Fiindcă au fost mai multe derapaje în cadrul partidului nostru, dar am o stimă și un respect față de Dan Motreanu, un om care a venit de la București, el a venit să facă treabă, prin intermediul dânsului, a reușit, într-adevăr, să creeze o simbioză între membrii de partid. Dar sper... Vă respect decizia și punctul de vedere. Da, și sper că Adam Motreanu să se implice mai mult
și pe partea administrativă a județului Giurgiu, așa cum a promis în noastre. Și cu asta încheiem subiectul, au trecut aproape 9 luni de zile. A venit de curând Petru Thomas, sper să... Da, de când a venit Danu Tran la Giurgiu, au trecut 9 luni de zile și nu s-a simțit nici cea mai mică adiere de vânt de când a venit domnia lui. Singurul câștig a ieșit europarlamentar, în rest absolut nimic. Eu am avut o discuție personală cu domnul Dalmo Traianu, da, care i-am prezentat mai multe proiecte pe care vreau să le pun în plan, însă dumnealui a fost total indiferent, chiar nu l-a interesat. Din ce și-a atins scopul de europarlamentar, chiar nu mai contează. Nu, stai să vă spun, îl interesează foarte mult. Eu i-am spus așa, domnul Dinu, domnul Traianu, a venit momentul în care PNL-ul să fie un partid al giurgiuvenilor, în care să fie promovată meritocrația, să fie... Da, vă rog. Nici el n-a avut până acum oameni foarte, foarte puternici cu avergură lângă dânsul. Sper că cu venirea lui Petru Toma să facă echipă și să poată rostogoli bulgărele. Fiindcă bulgărele trebuie, până la urmă, împins. Din punct de vedere al inerției proprii, mai greu pornește, mă înțelegeți? Eu ce-mi doresc pentru Giurgiu, pentru că, indiferent ce se va întâmpla, îmi doresc o opoziție puternică asupra celor care conduc orașul. Indiferent că va conduce PNL-ul și județul. Pentru că numai opoziția motivează pe cei de la putere. Asta e problema. Ce cuvinte măreți a ieșit din... Așa văd. Da, așa se reglează clivajele din administrație. Corect. Putere și opoziție. Exact. Dacă opoziția tace, deja puterea își face de cap. Corect. Bun. Haideți să discutăm, domnule Dinu, despre partidele politice și conducătorii lor la nivel local. Nu vrem să criticăm pe nimeni, decât să facem pentru giurgiuvenii noștri o radiografie a partidelor politice. Domnul Dinu v-a spus părerea că este liderul nostru și chiar ne-a dat exemplu în mai multe ședințe. Da. Deci am început cu PNL-ul. Politic național, că și Giurgiu, el a venit la Giurgiu ca să creeze ceea ce s-a creat în Ardeal cu privire la orașele etalon, cum ar fi Clujul, cum ar fi Oradea, cum ar fi Aradul, cum ar fi Timișoara. Să facă și oamenii noștri, ulterior dobândirea anumitor funcții administrative și politice, să se implice, așa cum s-au implicat și cei din vest, ca să poată ridica nivelul orașului și județului Giurgiu. Da. În primul rând, trebuie să ridice nivelul Partidului Național Liberal, să facă o echipă frumoasă acolo, dacă mai are timp, nu știu ce timp mai are să mai facă echipă frumoasă la PNL. Îmi cer scuze că sunteți din Partidul Național Liberal, este o discuție de prieteni, nu știu liberal. Să știți, David, uite, de exemplu, Marina Antone, membru, domnul Beanu, Toma Petcu, Costel Dumitru, care sunt oameni de... Și, ok, tot respectul pentru persoanele mele. Dar aș da colegilor mei un mesaj. Da. Așa cum eu, mă duc și candidez într-o comună la funcția de primar, da, îi rog și pe colegii mei, care au anumite funcții la nivel de birou politic județean, să ducă, să candideze acolo de unde să trag. Corect. Nu să mai stai la Giurgiu să candăm pe liste. Nu, fraților, hai să ne batem pe votul... Corect. De exemplu, domnul Anton, de unde este? Domnul Anton e din Grădinar. De ce aparține de... Comuna Grădinar. Din Zorile, dar e satul Zorile. Așa, bun, de ce nu mergeți să fie acolo? Uite, domnul Velicu, care este dintr-o comună de lângă... Și o să la București, nu știu cum se numește. Așa. Da. Poate, fiindcă... Domnul Costel Dumitru, Florești. Candidează Costel Dumitru. Asta încerc. Dar ce poate, domnul Alexandru Andrei poate să-și asume responsabilitatea să candideze, fiindcă deputat, da, are anvergură, da, la municipiul Giurgiu. Poate să candeze. Să intre soldații, să se bate, așa demonstrezi că ești forță. Eu demonstrez, din punctul meu de vedere, eu nu am făcut, am uitat aproape de domnul Alexandru Vladu de câteva săptămâni în Alde. Nu am făcut politică, deși am simțit nevoia să fac, dar știți pe Norberniță, când spunea Ardeala de Rapid, dădea seara cu golul în toate pozițiile. Da. Când dădea golul din tricou, sunt bun, dar nu vede nimeni. E, așa eram eu nimeni. Îl sun pe domnul Andrei. Domnul Andrei, așa, nu mai răspund la telefon, a trebuit să spun emisiune. Domnule, vă rog, răspund la telefon. Indiferent, nicio treabă. Bun, vă întreb.
ce vine în valul 2 în PNL? Ce tineri avem care sunt de avergură și ies în evidență? Pentru că eu am pomenit politica cu domnul Anton, cu domnul Alexandru, cu domnul Toma, cu domnul... Eu de fiecare dată le-am spus să ce tineri avem? Să lase ușile deschise. Iar tinerii, într-adevăr, trebuie să aibă răbdare, să învețe de la cei cu experiență, nu să încerce să le dea brânci la cei în vârstă să le ia locul, sau să ducă pe la București. Mai sunt și chestii de genul ăsta când uită să ia legătura cu președintele organizației, da, și să mai duc unii mai sar, să mai duc pe la București, mai fac ei anumite chestii, da, care nu... Da. Am înțeles, domnul Dinu, mă cunosc cu toți de la București, dar vreau să vă spun un lucru. Nu am sunat pe absolut nimeni, nici ușile nu le-am deschis. Fiindcă, domnule, am zis, domnule, noi facem politică la Giurgiu, să fie la Giurgiu, iar prin intermediul președintelui de partid, așa cum în situația domnului Motreanu, care face legătura între București și Giurgiu. Și să ceară ajutor pentru Giurgiu, domnule. Să dea bani pentru Giurgiu. Asta aștept eu de la PNL în viitor. Eu am serioase semne de întrebare asupra plecării reale a domnului Moteanu față de PNL, filiala Giurgiu. Eu spun că pe nume, n-am nimic de pierdut. Nu am nimic de pierdut. Vreau să simțiți altceva și vedeți? Eu simt așa, la valoarea domnului Moteanu venind la Giurgiu, să fie exact precum cloșca cu pui de aur. Să adune în jurul lui toată... Bine, avem cloșca, dar unde se pui de aur? Da, eu asta vă lucrurile, să nu știți prea pe mine domnul Moteanu, poate că va accepta să vină și dumneavoastră la Giurgiu înainte, pentru că așa cu un om, cum a făcut cu dumneavoastră, v-am sunat, dar tu vreți cum să vină, cum are drag? Asta vrea de la toți politicienii, cum a făcut domnul Clement, cum face domnul Vladu, cum face domnul Angelescu. O să faceze și dânsul cu Giurgiu și o să vedeți cu... Da, bun, PNR filiala locală, filiala Giurgiu, ce nu puteți spune despre ea? Sper să se implice mai mult în actul administrativ. Am încredere în colegii mei că va face o figură frumoasă. Nu știu cine candidează, nu mă întrebați în momentul... Da, încă nu s-a anunțat. Într-o perioadă știam că va candida domnul Măroiu. Acum lucrurile am înțeles că... Se așteaptă un sondaj de opinie la sfârșitul lunii. Se vorbește în faptul că domnul Măruiu a plecat la București într-o funcție la Electrica. Știi ceva? Ți-am auzit până acum? Da, am auzit că a primit o funcție la... Așa am auzit și eu, da. La București, la Electrica, am înțeles că directorul adjunct la Electrica Serv. Da. Eu vă spun sincer, m-au sunat câțiva din echipa dumnealui foarte supărați pentru că noi am plecat apoi de atâta timp și dumnealui ne-a lăsat. Nu știu, e treabă... Cum abandonează? Păi dacă a plecat la Electrica, nu mai candidează pentru Giurgiu. Pentru primărie. Dumneavoastră vorbiți serios, nu am auzit. Pe cuvânt dacă am auzit. Dacă a plecat la Electrica, am vorbit politic, ce să mai... Așa zic eu și cei care m-au... Așa spuneți dumneavoastră, da. Am înțeles. Păi dacă a plecat pe funcție politică, ce să mai candideze la Giurgiu? Am înțeles. Nu, din punct de vedere, dumneavoastră nu prea mai se justifică. A plecat la Electrica, nu e acolo, ce să mai... Spune Mirel Voinea, nu-l interesează pe domnul Moteanu de Giurgiu, nu este giurgiuvean și nu-l interesează pe noi. Mirel, nu poți să spui așa ceva, că și domnul Barbu nu e giurgiuvean. Înseamnă că și de domnul Barbu spui la fel, Mirel. Bravo. Păi, despre ce vorbim? Așa, nici măcar nu... Păi despre ce vorbim? Trebuie să... Da, Cris Cristina, o dragă prietenă aproape de noi, iată cronica giurgiuveană, domnul Mandu este aproape de noi, îl salutăm pe domnul Mandu. Florin Mehmet, îl salutăm și pe Florin Mehmet. Bun. Și eu te salut, Florine. Așa, bun. Deci despre PNL local mai e... Așteptăm să se creeze o echipă. Da. Bun. Despre... Un om care, într-adevăr, poate să câștige alegerile, domnule. Sper să câștigăm și... E normal dumneavoastră să spuneți asta, pentru că... Sunt subiectiv. Corect. Trebuie să... Da, iată, domnul Vilo Ștefan, cel mai corect este cum gândiți dumneavoastră, domnule Dinu, să se rezolve problema la nivel județean. Dacă treaba este gravă, să se ducă policienii competenți să ceară ajutor la București. Da, e foarte bine. Adică, nu, ajutor din punct de vedere pe partea administrativă, exact, să intereseze de municipiu și de județul Giurgiu, să dea bani. La Ministerul Dezvoltării, exact cum... Da. Să la o parte, partea cealaltă de atragerea fondurilor europene. Da. A fondului de coeziune. Da. Corin Gheorghiu, lasă PNL-ul în pace. Dar mai multe... Ești un mincinos, Remus. Ia zi, Corin Gheorghiu, de ce sunt mincinos, te rog frumos, hai repede. Hai, așteptăm mesaje. Dacă vrei, poți să mă și sun dacă tu spui asta.
Corin, hai te rog frumos să spui cu ce mințim, cu ce mint eu acum. Bun, Ștefan, Corin, apanajul unui report trebuie să pună întrebări, să pună. Da, nu, dar invitat. Dar trebuie să spună motivul. Îmi pare rău că n-are fotografia, domnule, și ar fi trebuit să-l primesc ca și prieten. De moment ce nu are fotografia pusă. Un cont fals. Păi sigur e cont fals, de moment ce nu are fotografia pusă. Greșeala mea că l-a acceptat ca prieten. Fac o mare greșeală când accept prietenii fără să pună fotografia. Bun, ok, eu totuși consider, eu merg pe partea bună a lucrurilor, sunt convins că va veni cu detalii să ne spună mai multe. Să știți că în experiența mea de viață, eu îmi fac de fiecare dată două păreri despre oamenii politici. Da. Îmi fac o părere despre omul ca atare și despre politicianul respectiv. Eu... Poasă pe fondurile... Da, eu primul lucru pe care îl analizez la un om politic, activitatea profesională și familială. Ai o familie frumoasă, o familie unită, copii bine așezați în societate, e un plus. Din punct de vedere profesional, reprezinți ceva, ok, după care analizăm viața politică. Trebuie să vă spun că mulți politicieni sunt un dezastru din acest punct de vedere. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar politica administrativă se face de la centru. Fie de la partidele politice naționale, fie de la organizațiile județene. A venit domnul Corin Gheorghiu cu domnul Moreu candidează. Ok, ce vă face să credeți, domnul Corin... Îl voi sprijini de acum, așa, domnul Corin Gheorghiu, spuneți, vă rog frumos, de unde știți dumneavoastră că va candida și ce îl reprezintă pe domnul Moreu pentru a candida la primăria Giurgiu? Eu, ca și realizator de misiune, chiar sunt curios să știu și eu. Ce îl reprezintă pe domnul Moreu, ce fapte de plus valoare a adus municipiul Giurgiu, politicii din Giurgiu și din județul Giurgiu, ca să poată își asuma și acest drept de a candida pentru primăria Giurgiu. Pentru că nu este ușor să conduce sinele copiilor, tinerilor, adolescenților, maturilor, care iată au plecat cu miile în străinătate. Domnul Măruiu deja mai sunt câteva luni până la grege și n-a venit cu un plan până acum. Doamne, dacă voi fi primar, eu vă scot în evidența asta. N-a făcut opoziție o secundă la domnul Barbu. Și vreți să fim primar? Domnul Corin, fiți om în toată firea și gândiți logic. Păi despre ce vorbim aici? Asta, exact cum a spus eu, primată, luați activitatea profesională. Ce a făcut în viața dumnealui? Nu neapărat mă, domnul Mărui, oricine. Din punct de vedere profesional, din punct de vedere familial și după aia ca și un politic. Ce te reprezintă pe dumneata ca un politic să ajungi acolo? Să candidezi pentru primăria Giurgiu? Este o mare demnitate pentru a candida la politica primăria Giurgiu, de la Partidul Național Liberal. Că poți veni ca independent sau, mă rog, altceva. Bun. Mai sunt, să știți, uite, e domnul Velicu, secretarul general, e domnul Alexandru Andrei. Încă nu e că se fac ce sondaj de opinie, v-am spus. Domnul Corin Gheorghiu, puteți să trimiți o fotografie cu fața dumneavoastră? Că a spus că este urât ce fac. Hai, vă rog frumos, puneți o fotografie ca să discutăm de la om la om. Nu așa, în spatele unei, nu știu ce e acolo, siglă. Bun, hai, vă rog frumos, domnul Dinu, să trecem acum la USR. Ce părere aveți de USR, filiala Giurgiu? Domnul, știu că sunt niște domni pe acolo care fac parte din spectrul ăsta al cadrului didactice. Da. Sper să fie oameni cu picioarele pe pământ și să identifice actul administrativ așa cum este de ajutor oamenilor din Giurgiu. Să nu încerce, că este un partid nou, să nu încerce să intre în anumite jocuri politice, bravo. Adică jocurile politice, evident că este apanajul democrației, dar nu jocurile de cele șmechere. Uh-huh. Alea pe la spate, știți? Nu. Nu. E un partid de perspectivă, un partid care sper să intre în actul administrativ la următoarele alegeri în județul și municipiul Giurgiu. Da, da. Acum sunt probleme mari la USR. Da, nu știu. A fost domnul Bigam, care era președinte la municipiu, a fost suspendat 6 luni de zile. Domnicia Poenaru, am înțeles, 8 luni de zile. Deja se schimbă... Da, au venit un... Vă dați seama cu evenimentele astea... Ciprian din... am zis că lucrează la Parlament și este pus acum... Sunt scandaluri mari în USR. Da? Da, da. Am știut. Da, nu da. Am știut. Nu e bine dacă se întâmplă așa ceva. Fiindcă, eu vă spun, ei pe fond natural au luat
un anumit procent la nivelul județului Giurgiu, ăla la nivel național a 10%, 6, 7, 18, 20% chiar a luat la... Că acum sunt încădere liberă. Sunt multe, multe frământări din partidul USR. Iată că doamna Cosette Chichilou de la Iași face o poziție puternică domnului Barna, care nu prea face treaba bine, este știu lucrul ăsta și trage partidul în jos. Îmi asum ceea ce spun, ăsta este adevărul, spun sondajele. Da, să vedem, să vedem ce, să vedem ce va fi. Eu n-am încredere în sondaje, să știți, că am văzut atâtea sondaje încât... Da. Da. Este cronica Giurgiuveanu, Mandu. Ce, Mandule, vorbesc eu mai mult decât tine în emisiuni? Păi tu vorbești mai mult ca mine în emisiuni, la cronica. Așa. Te salut, domnul Mandu. Da, da. Despre PSD ce ne puteți spune, domnul Dinu? Ce să vă spun de PSD, când PSD-ul în momentul de față îi știu mai bine da. În ce situație se află. O situație care pe mine m-a surprins foarte mult în ultima perioadă, dar sper să nu fie așa ce a declarat președintele României, că, dar vedeți, și președintele României are destul de foarte multe informații, să fac note informative, să fac rapoarte care ajung la președinte și cred că președintele a avut informația, nu că va da românii, PSD-ul va da Ardealul... Nu există așa ceva. Ungurilor? Nu. Poate la nivel de intenție. Da, și intenția e o infracțiune, să știți. Nu. Un lucru care... Eu tot ceea ce... Tot cum ce pot spune sunt jocuri politice la nivelul Ardealului. Cum? Când poate pierde mai Ardealul? Nu are cum să se întâmple așa ceva. Nu, s-au pus bazele granițelor țărilor din Estul Europei odată cu tratatul de 1924 iunie de la Trianon. Salut! De atunci nu s-a mai mișcat absolut nimic. Da. Dar eu pe Facebook nu știu dacă dumneavoastră... Eu am încercat să ierarhizez evenimentele acestui popor maghiar pe teritoriul României și chiar și mai înainte, în anii 700, când se găsesc invocați niște cronici coreene, și era un popor de barbar, despre ce vorbim, cu incursiuni în zona Jafurilor, prin Estul Chinei. Insistă domnul Dascălu Ion Paul, întrebați-l invitatul, la Crevedia Mare, cine candidează la PNR? Dacă nu știu. Nu știu deocamdată cine candidează. Nu s-a stabilit încă, nu? Nu s-a stabilit, nu. Nu. Uh-huh. Dacă dânsul dorește să candideze, are posibilitatea să ia legătura cu partidul. Îl cunoașteți pe domnul? Da. Ok. Am înțeles. E da. Dintr-o familie de intelectuali. Familie bună. Da. Despre PMP ce ne puteți spune, domnul Dinu? PMP-ul mă surprinde în momentul de față. Aș vrea să fim mult mai pragmatici și să iasă în evidență, dar din păcate și ei stau ca și colegii mei din PNL, nu ies în conferință de presă. Dom'le, bătălia trebuie să fie bătălie, dom'le, indiferent pe ce teren. Că altfel dacă nu există luptă, nu există nici înviș și învingător. Exact cum am spus mai devreme, opoziția. Exact. Sigur că da. Și fac un apel la colegii mei, dacă nu... Asta este. Ies eu în conferință de presă online și le fac eu pe Facebook. Da, iată-i da. Trebuie să tragi niște semnale de alarmă vis-a-vis de ceea ce se întâmplă în județ. Vă spun sincer, județul nu e un drum normal și pe un drum plin de prosperitate. Fiindcă... Despre asta am vorbit mai devreme. Numai ce a fost. Nu s-a făcut ceea ce trebuie în județul Giurgiu. Nu. Așa ca să asfaltăm drumurile, am cheltuit bani aiurea, am asfaltat pe când, domnule. Nu e posibil așa ceva. Pentru ce? Și fac un apel la mari politicieni ai României, domnule. Hai să rezolvăm problema infrastructurii României și după aia ne ocupăm și de celelalte... partea de câmp. Da, hai da. Să fim serioși. Da. Ianis, cât mai avem din emisiune până în 60? Dacă din punct de vedere al infrastructurii naționale și din punct de vedere macroeconomic, țara nu funcționează, nu funcționează nici sat, fiindcă satul își trage seva de la nivel național. Da. Despre aia de ce le puteți spune? Tot un partid în perspectivă, acum după plecarea
lui Toma Petru și a echipei lui, eu am crezut că va dispare după știrea politică Giurgiucan, dar surpriza mare e că au apărut oameni noi în partid. Meritocrați? Tehnocrați? Oameni care vor să facă într-adevăr ceva pentru acest partid. Și trăiesc cu speranța că va fi o luptă cinstită între toate partidele politice și poate ne-au venit și nouă mintea la cap să nu mai ne găsească după alegerile următoare atât de dezbinați politic. Tu ne trebuie să mai și colaborăm. Chiar dacă facem parte din alte partide politice, pentru binele oamenilor din asta Giurgiu, este domnul Dinu. Și pentru politica Giurgiu, o fac între dumnealor. Și cetățeanul a devenit ultimul în calculele dumneavoastră. Știți ce îmi pare mie rău? Că politica pe care a trebuit să o facă transparent, în sensul bun al orașului, al județului Giurgiu, nu se face transparent. Mă înțelegeți dumneavoastră? Nu, ar trebui să facă între partidele politice să facă transparent. Nu să facem lucruri pe la spate și tacite, pe interese personale. Ceea ce se întâmplă acum, trebuie să relații, eu vă spun la modul cel mai serios. Sunt convins. Sunt în momentul de față relații tacite la nivel de partide politice care își fac treaba unii cu alții. Absolut. Lucru care eu de fiecare dată l-am scos în evidență. Opriți-vă. Opriți-vă, nu ne mai luați de proști. Pentru că nu ducem în jos. Fiindcă și la PNL Giurgiu e o problemă. Mare de tot. Încă în momentul de față, Nu schimbă oamenii PSD-ului să pună oamenii PNL-ului. Frumos. Păi, omule, frumos. Nu poți face și nu poți penetra în electorat și nu poți contribui la a face lobby vis-a-vis de o parte din electorat pe care tu nu-l ai. Fiindcă tu, ca să poți să atragi electoratul, trebuie să demonstrezi prin oamenii tăi că faci ceva, nu prin oamenii altui partid politic. Ceea ce s-a întâmplat. Și se întâmplă în momentul de față. Da. Pe cum poți să ții tu la fir directorul afirului, care este băiatul viceprimarului de la Comana? Vine și ne spune nouă, băi, vă dăm votul. Ce voturi? Eu n-am nevoie de voturile tale. Partidul are voturile lui, partidul are oamenii lui acolo și tot așa. Și văd că anumiți primari, după la Coribaș, după la Pruntul, după la... Doamne, venim, suntem ai voștri, ai liberalilor. Nu sunt ai noștri. Doar îi mint pe ai noștri. Da, da, da. Și ai noștri pun... Dar, dacă nu se trezesc, o să vedeți că rezultatul va fi tot în defavoarea noastră. Iar eu, Partidul Național Liberal, la nivel de județul Giurgiu, nu mai vreau să-l țin în zona de retrogradare. Și le-am și explicat în cadrul ședințelor. Doamne, partidul trebuie să fie campion la Giurgiu. Dacă ții în zona de retrogradare și din 41 de județe ești pe ultimul loc, sau ești înaintea la Covazna și Lucartita, unde 87% și 94% sunt majoritari etnici maghiari, n-am făcut nimic ca domnul. Ia spune domnul Corin, cum e? Ia ziceți. Ați văzut despre ce e vorba? E ușor să stați pe tastă în spatele laptopului să vorbiți. Ați văzut realitatea? Ciocumic. Stimați colegi, bun, care aveți partea de decizie în mână, lăsați la o parte relațiile cu PSD-știi și dați întâietate PNL-știlor, puneți oamenii competenți în funcții, fiindcă partidul trebuie să demonstreze în fața electoratului cu adevărații membri ai partidului, nu pe intermediul PSD-ului. Eu zic ce spune, și cu asta vă dau după aia ultimul cuvânt. Spune domnul Dască lui Ion Paul, corect, interesul local trebuie să primeze. Orgoliile personale nu sunt bune de aceea sunt localități care sunt la nivelul anilor 2000. Evident. Exact ce a spus dumneavoastră. Evident. Nu, unele sunt în regres, domnul. Mai sub. Țineți minte sub anul 2000. Pe vremurile de demult, când șanțurile erau curățate, pomii erau curățați, erau poiți, vopsiți. Absolut. Era o frumusețe, când venea primăvara, era curățenia de primăvară. Acum oamenii primari nu mai fac acea curățenie de primăvară, că nu vor să deranjeze oamenii. Că oamenii sunt cei care îi votează pe ei și cum să-l deranjeze. Nu, băi, cu cât te vedea că ai personalitate, cu cât îl bagi pe el în activitățile comunale, cu atât ești mai sunt asistat social care nu vor să-i deranjeze că sunt votanți de bază, o mare problemă. Da.
Vă rog frumos, domnule Dinu, să un cuvânt pentru giurgiuveni, pentru oamenii politici, pentru presa din Giurgiu. Ce vreți dumneavoastră să transmiteți? Dragi giurgiuveni, mă adresez dumneavoastră ca oameni de bună credință și sper ca și presa să fie de bună credință. Să nu mai fie o presă subiectivă, o presă care este manipulată de X sau de Y. Să încercăm cu toții, să facem ceea ce trebuie pentru municipiul și județul Giurgiu. Fiindcă nu întâmplător, dragii mei giurgiuveni, suntem printre ultimele județe, chiar suntem pe penultimul loc la orice fel de activitate, fie ea politică, fie ea administrativă, fie ea din punct de vedere social sau educațional, din punct de vedere sănătății, exact. Ce să mai... Hai să punem și să scoatem Giurgiu de aici, să-i dăm o traiectorie alta decât o are în momentul de față. Da, da, frumoase, frumoase, altfel frumoase nu se cuvintele. Poate, să știți, da. Altfel nu se poate. Tot dumneavoastră sunt cei care decideți. Dar decideți așa cum trebuie. De ce? Fiindcă dumneavoastră la 4 ani decideți, atunci când sunteți în cabina de vot. După, deja ați transferat puterea altora. Da, da. Bun, domnule director Toma Florescu, vă salutăm. 5 minute, vă rog frumos să faceți o radiografie a emisiunii de astăzi. 5 minute ca să nu intrăm în prelungiri. Vă salut cu aleasă considerație pe dumneavoastră, pe domnul Ianis, marele Ianis, și nu în ultimul rând pe domnul vicepreședinte. Vă mulțumesc, domnul profesor, să știți că și părerea mea despre dumneavoastră este una formidabilă, vă cunosc foarte bine, vă știu capacitatea dumneavoastră intelectuală, știu capacitatea dumneavoastră profesională și aș vrea, domnul, să fac un apel personal la dumneavoastră, așa cum am făcut și pe posturile naționale, ca intelectualii să apară în viața politică giurgiuveană. Se impune lucrurile acestea. Da, și să vă impuneți. Da, da. Vă mulțumesc pentru aprecierile, aceleași aprecieri le-am și eu pentru dumneavoastră și vreau chiar să fac cunoscut un aspect. La un moment dat, în derularea activității mele profesionale, am avut o problemă politică și dumneavoastră erați președinte la Consiliul Județean. M-ați primit fără nici cea mai mică ezitare. Sigur că da, ați pus mâna pe telefon, ați sunat la București, direct la minister. Un fapt realmente extraordinar pe care n-am să-l uit, pentru care vă păsez o recunoștință deosebită, mai ales pentru faptul că dacă ar fi fost altcineva decât dumneavoastră, convingerea mea este de 100% că n-ar fi făcut acest lucru. Emisiunea a fost extraordinară, în linia emisiunilor de top pe care le-ați realizat. Să știți că dumneavoastră ați fost așteptat să veniți în această emisiune, s-a creat așa o așteptare deosebită. Este adevărat că n-ați spus foarte multe lucruri astăzi, dar ați făcut-o din decența faptului că nu este campanie electorală și evident, poate că unele dintre ele nu pot fi probate. Sunt convins că domnul Bușă, care dovedește pe zi ce trece că devine un realizator redutabil... Foarte incomod a fost pentru mine astăzi. Da, sunt convins că domnul Gușe ar fi avut foarte multe întrebări și dumneavoastră ați fi avut foarte multe răspunsuri de dat. Și evident răspunsuri absolut pertinente. Este, cum să zic, o emisiune școală, atât realizatorul cât și invitatul au lucrat la un nivel foarte, foarte înalt. Mulțumim. Am remarcat trei lucruri în discurs.
răspunsul dumneavoastră și vreau să ne punem de acord asupra lor. Dumneavoastră ați subliniat la un moment dat că țările sărace au oameni săraci. Din păcate, domnul Dinu, din păcate o spun, eu sunt convins că dumneavoastră n-ați dus gânduri până la capăt. Suntem, din păcate, o țară săracă, nu cu oameni extrem de bogați. Nu, cu oameni care, după părerea mea, ce am simțit eu și am făcut o... Mă iertați că v-am întrebat, domnul profesor. Vă rog. Oameni, în România există oameni care au mai mulți, unii au mai mulți decât alții, dar nu sunt bogați. Asta am vrut să spun. Da, am înțeles. Dar știi ce înseamnă să fii bogat? Să fii bogat. Bogatul săracilor nu înseamnă nimic. Dar atunci când e sărac cu bogaților, înseamnă ceva. Asta este foarte adevărat. Asta este un proverb, probabil că e din înțelepciunea evrească. Dar ideea este următoarea, pe care eu vreau să o subliniez. Din păcate, cei mai bogați oameni sunt politicienii. Când văd lucrul acesta și o spun cu durere, mă gândesc de pildă la politica țărilor nordice, unde politicienii realmente își consumă existența pentru popor. Ăia n-au privilegii, se duc la serviciu cu bicicleta sau chiar cu petrolul, nu așa cum se întâmplă de pildă cu premierul olandez, și nu sunt neapărat cei mai... Nu sunt neapărat cei mai bogați. Așa este, aveți dreptate. În legătură cu școlile politice, iarăși dumneavoastră ați vrut să subliniați un aspect, dar probabil că ați spus-o cu ghilimele. Școlile politice în comunism au fost teribil de puternice. Manipularea din comunism a fost teribil de puternică. Aveți perfectă dreptate, aveți un suferit în perioada asta. Da, este adevărat, să nu uităm că revoluția furată o datorăm școlilor politice din comunism. Da, Iliescu și Brucan erau, nu, exponenții acestor școli de politică. Așa, acolo e foarte mult de discutat, acolo, numai dacă am putut să facem o dezbatere împreună. Sigur că da, domnule, dar vreau să... N-am vrut să fac niciun fel de politică, știu că dumneavoastră, dacă ați fi... Eu am făcut apel la intelectualitatea din Giurgiu și la nivel național, ca intelectuali să implice mult mai mult. Fiindcă să știți și dumneavoastră, un om ce poate să facă un om deștept nu poate face unul prost. Păi domnul Dinu, acum intervin eu. Domnul director Toma Florescu a fost să plătească cotizația la PNL și a spus, doamna Carmen, nu că se scos din bază de date. Intelectual. Și atunci, cum îi promovăm? Și eu am fost scos și sunt scos din bază de date. Stați liniștit. Atunci, asta e trista Românie. Unde s-a format oligarhie politică în care ei sunt cei mai bogați din România. Politicieni, atât. Noi ne apărăm sărăcia și nevoile și neamul. Domnule director, vă rog, ultimul minut, domnule director. Știți că eu am o vorbă. Politicienii care au prins acolo locurile și pe care nu le vor ceda nici măcar după trecerea lor în... Le vor ceda copiilor, fiilor, nepoților. Le vor lăsa moștenire copiilor și nepoților și așa mai departe. După ce că au strâns averi incomensurabile pe care nu le pot consuma în 10 generații, nu pot fi suspendați de popor. Din potrivă, eu cred că am dreptate și s-ar putea foarte mult să nu-mi dea dreptate, dar sunt probabil în aceeași măsură și categoria celor care îmi vor da dreptate. Nu noi putem suspenda pe politicieni, nici măcar prin vot. Politicieni. Și ei pe noi ne-au suspendat. Sigur că da, sigur. Dumneavoastră, v-am citat pe dumneavoastră. Fără discuție și o ultimă idee. Din păcate, după tratatul de la Trianon care a stabilit granițele, nu, și știți, acea, eu știu, chestiune a ajuns la nivel de fabulă, că Churchill scria pe o coală de hârtie, pe o bucată de hârtie, trasa granițele cu Stalin și cu Truman, parcă, dar s-au mai schimbat granițele prin Europa și
vedeți dumneavoastră ce s-a întâmplat cu Iugoslavia, era gata să se întâmple și cu noi în 90. La un pas am fost. Sigur că da. Vă doresc emisiune. Mulțumim. Sperăm domnul, că ați invocat Trianonul. Sperăm că viitorul primar de Giurgiu va construi un Trianon, nu cel mare, dar cel mic măcar. Da, domnul Lino, eu sper să mai veniți între emisiune. Cu siguranță, mare drag. Și cu mine, cu aceeași dragoste vă răspund. Și să vorbim și despre ce se întâmplă la Giurgiu, să vorbim și despre Giurgiu al giurgiuvenilor, să vorbim și despre venetici, să vorbim și despre cei care au venit săraci în acest oraș și au strâns averi, nu, pe care nici nu le pot măsura. Am pierdut mult timp ca să le nominalizăm. Și așa mai departe. E misiune bună. Mulțumim. Vă salut cu același respect. Bun. Vă salut cu același respect. Numai bine, am un mesaj pe care vreau să-l citesc. Este vorba, mesaj, mulțumesc mult de tot. Este vorba de dascăl lui Ion Paul. Am fost viceprimar la Prevedia în anul 2009. Și am stat, și mă mândresc, hai să pun ochelarii că nu se mai poate. Am fost primar la Prevedia în anul 2009 și cât am stat, mă mândresc cu ce am făcut la timpul acela, în condițiile în care banii de la buget erau la nivel de salarii. Și totuși am obținut un proiect pe fondurile SAPAR. Domnule Dascălu, eu împreună cu Ianis vom merge mult în județ odată cu terminarea acestei pandemii. Și vom veni și la dumneavoastră la Crevedia, evident că și la Bucșani, vom face misiuni direct de acolo și au acces toți locuitorii comunei Crevedia să vină, să vorbească despre proiecte, despre mulțumirea față de Idil. Asta vom face. Exact cum face în Giurgiu, vom face și în județul Giurgiu. Doar să ne solicitați și vom fi prezent la dumneavoastră. Bun, am mai primit multe mesaje, domnul Dinu, îmi pare sincer rău că nu putem să le... Dar dumneavoastră aveți și o prezență constantă la noi la emisiune. Da, și cu siguranță vezi mai... Da, spune mie domnul Cristian Micu, domnul Guși, în legătură cu dumneavoastră, vă sfătuiesc să nu luați în seamă pe toți cei care vă critică. Respect pentru dumneavoastră și mă bucur că sunt vecinul și prietenul dumneavoastră. Da, mulțumesc mult de tot, Cristian, pentru ceea ce îmi spui. Numai oamenii puternici sunt criticați. Da, dar părerea de leu... Știi ce mă supără domnul Dinu pe mine? Vin în spatele unei fotografii cu o floare și încep și este clar, la ora actuală rețelele de socializare sunt mai lumite decât televiziunea. Știu. Da, sunt mult mai în vogă și să vină să pui suflet, să faci ceva bun pentru a... Să vină unul să te arunce cu un con fals, cu noroi. Asta e părerea mea de rău. Ce nu vă omoară, vă întâlnesc. Adevărat. A trecut prin multe, domnule. Da. Bun, Dinu, vă mulțumesc mult pentru faptul că ați urat emisiunea de înainte și cu promisiunea de a reveni când timpul vă permite. Cu mare drag. Și am să mai intru din când în când în direct la dumneavoastră. Oricând cu mare drag, oricând cu mare drag vă așteptăm. Mai sunt lucruri care... Oricând sunteți un tip cu expertiză. Dumneavoastră identificați foarte multe fenomene la nivel de municipiu și nu vreau să fac un titlu de glorie din asta pentru dumneavoastră, dar... Se vede că vă interesează. Exact cum... Da, domnul Dinu, și cu asta o să încheiem. Din punctul meu de vedere, orice om de bun simț, orice om care nu a trăit degeaba pe acest pământ, după ce a dus o viață plină de satisfacții sau insatisfacții, vine vremea când automat se întoarce la rădăcini. Corect. Exact cum a spus dumneavoastră și mi s-a umplut sufletul de bucurie pentru că a fost pe aceleași lungime de undă cu mine. Mă întorc acasă, la mine, la Bucșani, și adun lângă mine toți copiii satului care au plecat în lume, au adus plus valoare, da. Și acum vrem să transmitem copiilor noștri ce am făcut noi să facă și ei. Deci ceva extraordinar. E, asta trebuie să facem noi, dragi giurgiuveni. Să ne întoarcem la rădăcini, indiferent de unde am fost plecați în lumea asta, indiferent ce am făcut, să ne întoarcem, să aducem plus valoare rădăcinilor și locului unde ne-am născut. Pentru că, exact ca și Dumnezeu, ca și părinții noștri, rădăcinile noastre sunt sfinte. Reprezintă legătura noastră cu pământul, cu Dumnezeu, cu cerurile. Avem, dacă... Sigur. Când o să aveți noastră liber, poate după ce se termină și cu alegerile, să facem și emisiuni spirituale. Cu mare drag. Eu la TV Giurgiu am făcut multe televiziuni spirituale, la Inedit TV, iată și acolo fac multe emisiuni.
Și încă o dată repet, încă o dată spun, domnule Dinu, mi-a cu mare plăcere să fiți prezent în emisiunea noastră și vă aștept și altă dată cu mare drag, oricând. Să știți că curajul dumneavoastră îmi dă curaj și mie. Asemenea și mie, curajul dumneavoastră. Doamne ajută, Doamne ajută, Dumnezeu să fie cu și noi. Și Giurgiu la fel. Da, vă mulțumesc mult, dragii mei, Giurgiu, pentru că ați fost aproape de noi, număr atât de mare. Și vă aștept, Ianis, marți la ora 18. Marți la ora 18, înțeleg pe Ianis pentru că el este baza, dar ne face problemă o funcție de el. Vreau să fac, să dau un mesaj către, vis-a-vis de ceea ce discutam mai devreme, da, că oamenilor le este teamă în momentul ăsta să iasă la suprafață. Dragi de juveni, cine știe să-și învingă teama, și învinge și adversarul și moartea. Exact. Pentru că adevăratul curaj este atunci când învingi teama. Exact. Atunci este curajul exact. Cu adevărat. Bun. Ne vedem, nu violent, marți la ora 18 vom fi prezenți în direct cu giurgiuvenii noștri. Dacă până marți un om politic se mai oferă să vină aproape de noi, îl așteptăm cu mare drag. Eu, emisiunea de astăzi, împreună cu domnul Dinu, am stabilit-o de acum o lună și jumătate, în funcție de timpul dumneavoastră liber, că dumneavoastră circulă foarte mult, este normal, este persoană publică, sigur că da. Până atunci, dragii mei giurgiuveni, vă doresc toate cele bune și Dumnezeu să fie cu noi. Sănătate! La revedere, numai bine!